De astăzi până duminică, viitorii miri din Sighetul Marmației și nu numai pot afla care sunt noutățile din acest an în ceea ce privește rochile de mireasă, aranjamentele florale, invitațiile de nuntă, prăjituri sau filmări și sonorizări în cadrul evenimentului Nunta de la A la Z. Deschiderea evenimentului organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș a avut loc astăzi la un local din Sighetul Marmației, în prezența partenerilor, dar și a zecilor de expozanți. Prima ediție la Sighetul Marmației, expoziția de la Nunta de la A la Z, ediția 2019. În 2020 sperăm să ne vedem într-o sală mult mai mare, mult mai mulți, și ediția viitoare sperăm să se numească Nunta de la Sighet. Să avem un nume așa, zicem, cam pentru toate lumea din zonă să știe unde să vină, și sperăm că această expoziție va avea mulți vizitatori, sperăm noi, dar mulțumim foarte mult domnului Iurca, care este partener și primăriei Sighetul Marmației. O să-i dau cuvântul domnului președinte să ne salveseze câteva cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc pentru sprijin, pentru suport. Așa cum zicea domnul director, suntem prima dată la Sighetul astfel de eveniment. Dacă e prima dată, cu siguranță nu va fi și ultima. În programul acțiunilor noastre pe care îl consultări și aprobarea plenului generale va cuprinde mai multe astfel de acțiuni pentru zona Maramureșului istoric. Pentru că Sighetul și această zonă este la fel de importantă ca și zona Băi Mari, ca și restul județului, și emulația și activitatea economică este foarte importantă și intensă și în această zonă. Și aici oamenii de afaceri au nevoie de suport, au nevoie de atenție și au nevoie de astfel de acțiuni. Și sper ca sighetenii, cei pentru care suntem de fapt astăzi aici, să se bucure pe parcursul a 3 zile, când această expoziție va fi deschisă, de produsele și serviciile expuse, și să găsească ceea ce caută. Sigur că este o expoziție de nișă, este adresată unui segment foarte precis de vizitator, rudele și prieteni și, eu știu, participanții la astfel de evenimente, chiar dacă localitate de mic, sunt bineveniți. Primăriei municipiului Sighetul Marmației, diplomă de excelență, în calitate de partener în organizarea primei ediții a Nunții de la A la Z la Sighet. Vă mulțumesc și vă felicit! Și, în egală măsură, un suport deosebit pe care l-am primit din partea Casa Iurca de Călinești, o diplomă de excelență pentru aceeași parteneriat, pentru aceeași manifestare. Felicită Dumnezeu! Noi, Primăria Sighetul Marmației, trebuie să mulțumim în primul rând pentru că v-ați gândit și la noi, capitala Maramureșului istoric. Și la noi sunt tineri care în acele momente când se gândesc să-și unească soarta, sunt cuprinși de emoție și buc încoace încolo, stânga-dreapta, caută toți partenerii care le fac această zi de neuitat. Este foarte important pentru noi ca tinerii noștri să aibă posibilitatea să vină aici, să vadă ce li se oferă. Vreau să felicit Camera de Comerț și Industrie a județului Maramureș pentru inițiativa care a avut-o și pentru deschiderea către localitatea noastră. Felicit și Primăria Sighetul Marmației că a venit cu o partener la acest eveniment. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care sunteți prezenți aici și care, prin activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră pentru organizarea acestor evenimente, ne dați și depuneți și pe noi în valoare. Pentru că noi, bine știți, fiind de parlamentare și participăm cu undeva în jur de 20% din organizarea acestui frumos eveniment, o zi de nuntă din viața tinerilor, dar dumneavoastră sunteți cei care completați și ne ridicați și pe noi un standard mai sus. Vă felicit încă o dată, vă doresc succes și să aveți numai o primăvară însorită și multe împliniri în sezonul care urmează.
Prima ediție a evenimentului Nunta de la A la Z din Sighetul Marmației a adus numeroase promoții și oferte pentru viitorii miri. Trendurile noi le facem pentru că aproape tot ce vedeți aici este lucrat manual de către mine. De exemplu, acest panou am lucrat aproape o lună de zile, dar credeți-mă că merită, pentru că asta ne face să fim inediți. Am venit cu servicii foto, cât și video, prin colaborări cu mai mulți colegi de breaslă, să zic așa. La acest târg am venit cu serviciile foto, după cum se vede, cu albume, cu cutii de lemn, cutii cu inserții de catifea. Diferit pot să zic că am anul acesta cutiile de lemn personalizate. Încerc să ies în evidență cu fotografiile pe care le fac, după cum se vede și sus expuse. Încerc să merg mai mult pe latura de artă decât de cel normal. Să ne spuneți cu ce servicii ați venit la acest eveniment. Servicii foto-video, oferta pentru 2019-2020. Pentru miri am încercat să facem cât se poate de diversificată oferta. Știm că amintirile se prețuiesc, au o prețuire foarte însemnată, albume, modele de albume de 2020-2019. Am încercat să aducem ca și noutate conceptul de film al nunții. Organizatorii spun că își doresc ca acest eveniment să fie organizat și anul viitor în Sighetul Marmației. După mai mult de 10 ediții ale acestei manifestări organizate la Baia Mare, ne-am gândit că ar fi și rândul Sighetului. Lăsând gluma la o parte, sigur că Sighetul e al doilea municipiu pe care l-are județul, e un oraș cu o populație destul de mare, o populație care participă la astfel de evenimente, respectiv la nunți, botezuri și așa mai departe. Și ne-am gândit că ar fi mult mai de folos celor care sunt interesați în a achiziționa diferite ținute sau, eu știu, servicii specializate pentru astfel de evenimente, dacă ar putea să regăsească aceste servicii și produse mai aproape de ei. Ar fi mai ușor pentru ei să, eu știu, într-un timp mult mai comprimat, mult mai scurt, în această perioadă când știm că timpul e cea mai valoroasă resursă, nu? Să identifice mult mai multe din serviciile de care au nevoie pentru un astfel de eveniment, într-un loc unde adunăm pe toți. E vorba de organizatori de nunți și de evenimente, e vorba de DJ, de producători de patiserie, de produse de patiserie, ținute de nuntă, eu știu, camere foto speciale pentru astfel de evenimente și altele. Avem în jur de 20 de vizitatori, de expozanți, dacă nu mă înșel, la această primă ediție. Sigur că ei toți sunt din județul Maramureș, dar cu siguranță, dacă expoziția din acest an se va bucura de succes, edițiile viitoare vor aduce și vor atrage expozanți și din alte județe, mă gândesc în primul rând județe limitrofe. Chiar dacă la manifestare, așa cum anunțam și în deschidere, cred că o să-i schimbăm numele, să nu creăm confuzie cu manifestarea de la Baia Mare, ci începând de la anul, să spunem, nunta de la Sighet. Expoziția va rămâne deschisă până duminică.